Bună ziua! Bine ați venit la conferința de presă ocazionată de Gala K1 la Râmnicu Vâlcea. Este un eveniment foarte important pentru noi. În primul rând pentru că o asemenea gală, singura din România, de în acest an, cel puțin lansată până în momentul actual, este la Râmnicu Vâlcea. Și a doua este legată de faptul că titlul mondial îl dispută un râmnician al nostru, Mihai Barbu îl cheamă, este aici. Și lăsând la o parte toate disputele politice, este foarte important ca în Râmnicu Vâlcea să se desfășoare cel puțin un eveniment important național, poate chiar internațional, pentru că Râmnicu trebuie să devină un oraș turistic. În momentul în care vom avea un eveniment pe fiecare lună, vom fi siguri că vom avea turiști. La această gală sperăm să vină cel puțin 1000 de oameni din exterior și 1500 locali. Deci, practic, tot Râmnicu pe o perioadă de 2 zile, 17 și 18 martie, va fi plin de evenimente. Din câte am înțeles de la organizatori, o să fie 10 meciuri foarte importante. În primul rând, sunt 5 meciuri între România și Italia, cei mai buni dintre cele două țări, și câteva meciuri de gală, la care vor participa foarte mulți sportivi ai României, Alexei Ignașov, frații Stoica, Ionuța Todire, să-i zici și Pitbull-ul, Moroșanu, Iftimoaie. Deci avem o gală plină de evenimente, plină de sportivi foarte buni, însă de partea sportivă aș dori să-l las pe domnul Eduard Dirimia, care știe sigur mult mai multe decât mine. Bună ziua, vă mulțumesc, domnul primar. Pentru noi este o onoare să revenim în orașul dumneavoastră. Am avut încă două gale bune în trecutul, la începutul de Local Combat. Produsul nostru a evoluat foarte mult acum. Începând din anul 2010, suntem la nivel mondial ca producție, iar începând de luna trecută, am făcut un acord la nivel mondial cu președintele Federației Mondiale WACO Pro, care ne permite să promovăm în exclusivitate titlurile mondiale pe categorii. Ca să fac o paranteză, o comparație cu boxul, exact cum Lucian Bute sau Droftei sunt campioni la box, campioni mondiali, avem șansa să găzduim primul titlu mondial în cariera noastră, deci după 7 ani de Local Combat, avem prima ocazie ca un român să participe ca challenger la titlul mondial la categoria mijlocie. E vorba de Mihai Barbu, care chiar dacă este de la dumneavoastră din Vâlcea, nu este atât de cunoscut ca produs public, ca și Moroșanu sau Iftimoaie sau Pitbull la tot direcție, pentru că n-a apucat să fie promovat la fel de bine și din cauza faptului că sunt foarte multe vedete în Local Combat care au eclipsat într-un fel sportivii buni care au apărut în ultima perioadă, dar Mihai Barbu este la acest moment, pot spune eu cu răspundere, cel mai bun sportiv la categoria mijlocie, care merită această centură și dacă va reuși să facă și o surpriză plăcută la Vâlcea, poate va deveni și campion mondial. Pe de altă parte, cum vă spunea și domnul primar, avem două gale la același eveniment. Am combinat două evenimente pentru că avem un contract de exclusivitate cu Federația Mondială. Pe de-o parte avem gala România-Italia pe echipe, după care începe gala serii importante Super Combat, în care avem super fight-uri cu oameni grei din circuitul K1 și aici m-aș referi la un meci foarte greu pentru românul Sebastian Ciobanu, colegul Moroșanu de la Iași. Se va lupta cu marele nume, legenda din K1, Alexei Ignașov, Scorpionul Roșu, care știți foarte bine că este un nume cunoscut, care poate aduce un interes foarte mare pentru acest eveniment și la nivel mondial. Pe de altă parte, super fight-uri îl avem pe Moroșanu, Cătălin Moroșanu de la Iași, cu turcul Ayadin Yüksel, un meci foarte bun ca super fight. După care, Iftimoaie se va lupta cu eroul din K1, Zevat Poturac, din Bosnia. Și nu în ultimul rând, încă un vâlcean, Mihăiță Golescu, care va lupta în superfight cu Zenan Poturac, fratele mai mic al lui Poturac. Mihăiță Golescu, cunoscut publicului de K1 din România, la categoria grea, dar în ultima perioadă a avut o evoluție mai slabă, să zic, față de începuturile carierei lui și să dă o șansă, fiind la el acasă, să confirme. Dacă va reuși să treacă de Zenan Poturac, va intra din nou în topurile Local Combat. Dacă nu, va trece la categoria B în gale românești de gen. Vă spuneam că avem o gală foarte importantă prin faptul că, pe lângă eroii menționați din gală, la România-Italia
Avem noile produse promovate de Local Combat și pe lângă veteranii circuitului, mă refer aici la frații Stoica, prezenți aici în stânga noastră, care sunt, să zic, vectorii din viitorul apropiat. Ei vor fi sprijiniți de produs pentru că au demonstrat pe categoriile lor că sunt foarte buni. Pe de o parte, Bogdan Stoica, fratele mai mic, la categoria 86 de kg, chiar a câștigat săptămâna trecută un meci la Sofia cu un nume mare din Olanda, prin knockout în prima repriză. Pe de altă parte, fratele lui Andrei este un greu, dar undeva la 92 de kg și îl menținem încă la categoria respectivă pentru a nu risca să intre cu giganții în circuit. Este momentul ca să și fie promovat anul ăsta. El se va bate în superfighturi în viitor apropiat cu grei, dar de categoria apropiată. Și cum vă spuneam, în această echipă de România-Italia, îi avem pe frații Stoica, îi avem pe Ionuț Pibula, altă direcție la categoria 67 de kg, Lupu de la Bacău, cum se numește, ca e numele mic? Florin Lupu de la Bacău și Marius Tiță, care se va lupta cu campionul Roberto Coco din Italia, este, să zic, capitanul de echipă al Italiei, cel mai bun sportiv din echipă. Pe de altă parte, un avânt important pentru cei care au citit în presă în ultima perioadă a fost un moment în care am încercat ca promovare pentru eveniment. Am avut o variantă în care am încercat să facem un match de titlu interimar între Mihai Barbu și Marius Tiță, pentru că el își dorea foarte mult să aibă și el o șansă comparabilă cu a lui Mihai și hotărâsă la un moment dat prin voturile de pe Combat.ro ca ei doi să lupte într-un meci eliminatoriu, după care să lupte în gala următoare pentru titlul mondial. Dar după care fanii au votat clar, la diferență foarte mare, un procent de 80%, prezența lui Mihai Barbu ca challenger la titlul mondial și s-a hotărât ca în cazul în care Mihai Barbu pierde titlul mondial la Vâlcea, se va lupta Marius Tiță în gala următoare. Dacă va câștiga Mihai Barbu, va lupta Mihai Barbu și cu Marius Tiță într-o gală ulterioară pentru un meci de superfight, nu pentru titlul mondial. Așa cum vă spuneam, gala este o ocazie pentru români, chiar dacă este criză, apreciem sprijinul autorităților locale din orașul dumneavoastră și special domnului primar. Este foarte important de anunțat faptul că bugetul galei este mult mai mare, de 10 ori mai mare decât sprijinul local, dar a fost decât o inițiativă de a promova și imaginea orașului dumneavoastră, pentru că cei de la Eurosport vor asigura expunerea galei în reluare pe lângă posturile din România care vor fi în direct. Și vom avea un spot în care va fi prezentat la introducerea galei și orașul Râmnicu Vâlcea pentru un spot de prezentare. Pe lângă multe alte beneficii de economie colaterală a orașului, pentru că cele două zile hotelurile vor fi pline, vor fi diverse locații de entertainment care se vor bucura de prezența turiștilor din țară și din alte țări, pentru că vor veni și prieteni ai participanților la această gală. Dar, pe de altă parte, vă spuneam, imaginea oferită de acest eveniment care se transmis în peste 60 de țări, un amănunt verificabil pe internet, ca expunere este o ocazie foarte mare pentru orașul dumneavoastră și, pe de altă parte, vă spuneam că în România nu avem nicio gală confirmată pentru că produsul este deja comandat în alte continente. Avem gală în Las Vegas, avem gală în Dubai, avem gală în Madrid și Londra și Râmnicu Vâlcea se situează la nivelul acestor orașe. Contează foarte mult și numele oferit de echipa de handbal, pentru că toți de afară au auzit de orașul dumneavoastră și prin evoluția echipei de handbal. Și sper să fie un eveniment bine primit de toată lumea și să nu fie un combat politic înainte de eveniment, pentru că n-am avut niciodată în niciun oraș din România până acum vreun comentariu din partea opoziției pentru un eveniment de o asemenea învergură, pentru că este un eveniment care aduce imagine orașului în general, nu contează latura politică. În cazul nostru e foarte important ca și persoane, ca acești oameni ne-au sprijinit și că au reușit să ne convingă să venim cu astfel de eveniment la noastră în oraș. Dar am făcut această paranteză pentru că fără o tradiție n-ai cum să păstrezi un eveniment ca asta. Și eu mi-aș dori foarte mult să mai revenim o dată pe cel puțin în Vâlcea, să creăm exact cum e și la handball, aveți această onoare să aveți o echipă deosebită, să vă gândiți că poate Mihai Barcu poate fi un exponent al generației de local combat de aici. Vă mulțumesc foarte mult și... Noi vă mulțumim și sperăm să o permanentizăm. Și noi, vă mulțumesc foarte mult, domnul primar. O poză cu domnul primar. O poză cu domnul primar. Aici ne vedeți.